Democratic Control Competition, care a arătat că o evoluție continuă a diamantică de la un punct la alt punct poate fi discretizată, dacă vreți, adică într-o serie de operații. Seria asta de operații poate fi măsurată sau, mă rog, numărul de astfel de operații poate fi determinat în funcție de calculul de anul destinației și a arătat că acest calcul cuantic adiabatic se reduce polinomial la calcul cuantic clasic. Adică, un calculator cuantic clasic este mai eficient decât un adiabatic. Și am zis un fel de fraieră. Noi deja știm să facem calcule cu calculator adiabatic bazat pe părți. Ce faceți voi cu calculator adiabatic? Se bazează pe ce facem noi. După aia au venit niște oameni prin 2008 sau ceva, care au arătat implicație inversă. Că orice poartă se poate măsura sau se poate reduce la un număr polinomial de evoluție adiabatică. Și astăzi s-a arătat următoarea teoremă, care este așa foarte mare. Și anume că calculul cuantic adiabatic este echivalent cu calculul cuantic clasic. Și asta se reduce la ceea ce se numește mașina Turing cuantică. Vreau să vă întreb până acum dacă ați înțeles principiul de bază din calculul cuantic adiabatic. În principiu, am un fel de black box. Îi dau black box-ului problema, aștept o ceas când îmi iau o cafea, și mai mă întorc la el și mă uit în ea, mă uit în black box și văd soluția la problemă. Cam cu asta trebuie să rămâneți din principiul acesta de calcul. Da? Dar felul cum am pus eu să evolueze, a fost munca mea. Deci nu e ca și când îi dau black box-ului problema și las de el să facă treaba, pentru că eu, ca programator, trebuie să mă fi gândit înainte cum să-i dau evoluția. Și el va evolua. Yes. Asta e. Deci munca mea ca și programator, ca și rezolvator de probleme prin stilul ăsta de calcul, este să mă gândesc cum să construiesc calculul meu. Și acum, hai să rezolvăm un fel de probleme. Ce știa să facă SAT? Ce, despre ce am vorba în problema să ți fie era un set de buleni care erau ocupate în niște disjuncții, adică niște grupuri de trei variabile, în care cel puțin una trebuia să fie bună. Dar problema e că am mai multe astfel de clauze, din clauze acestei grupuri. Și trebuie să se facem tot acolo. Problema asta e grea. Nu e. Ce înseamnă MP complet. Mai știm? Complexitatea angelică este. Complexitatea angelică. Ce e complexitatea angelică? Complexitatea angelică. Complexitatea optimă. Toate problemele din MP se reduc polinomial la ea.
toate problemele reducându-se la ea, înseamnă că au rezolvat pe ea, implică le rezolvat pe toate. Asta înseamnă că trebuie să este cea mai grea problemă din NLP și se numește NLP complet. Acum, ca și recapitulare, ce înseamnă, am zis, NLP, NLP și NLP complet? NLP hard, ce înseamnă? Ce înseamnă? Ce înseamnă NLP? Practic, ce am zis că înseamnă o problemă cu o problemă mai grea ca altă? Păi, zic. Înseamnă că este mai dură sau mai grea decât toate problemele din NLP. Adică? Toate problemele din NLP se reduc la ea. Păi și atunci cu aia diferență cu NLP ca acel de mod. Problemele din NLP sau problemele NLP complete sunt NLP. Problemele NLP hard nu trebuie neapărat să fie. De exemplu, problema opriei este cea mai grea problemă pentru tine de citație. NP complet înseamnă NP hard și NP. Deci, 3 sat este cea mai grea problemă din NP. Deci, dacă ești că Andrei este cel mai albastru punct din sală, înseamnă că Andrei este albastru complet. Ok? Deci cam mai e ideea cu problemele NP. Și eu nu să încercăm să rezolvăm problema asta NP completă cu calculatorul de apă. Și acum să ne facem un fel de... Să ne facem un fel de plan. Avem nevoie așa. Avem nevoie de un mod de reprezenta date. Înainte să vă apucați un algoritm, știți că vă gândiți și voi la ce structuri de date folosiți, la ce algoritm ați făcut până acum, la cum, mă rog, valorile tale de date, deci îmi trebuie reprezentarea date. Acum, pentru evoluția diagramatică, ne trebuie starea inițială și pentru eu nu sunt inițială. Da? Și mai trebuie pentru că eu tare, care este miezul evoluția diagramatică, pentru care în el se importează practic soluția la problemă. După ce obținem rezultatul din calcul, mai trebuie să ne și recodăm informații. Pentru că informația se află sub formă de qubiți, 1 și 0. E ca și când aveți voi un calculator și vreți să vă decodați din 1 și 0, acel telefon care l-ați trebuit la consulat. Și acum, pentru SAT, fiecare variabilă de noastră va fi un qubit, 1 sau 0. Asta e foarte simplu. Dacă avem n variabile, nu trebuie n qubiți. Și fiecare o să-i, fiecare variabilă să-i aflice. Acum, problema noastră SAT, încercăm să o reducem la a minimiza o funcție matematică. Vedem, o să vedem imediat de ce e așa. Pentru că hamiltonianul nostru la o adică se reduce la o mărime reală. Deci hamiltonianul e o chestie măsurabilă și rezultatul e un număr real, când este energia sistemului. Deci o să încercăm să minimizăm o funcție matematică, astfel încât sistemul nostru să ajungă într-un fel zdrav de potențial. Și valoarea aia pe care încercăm să o minimizăm matematic va fi valoarea hamiltonianului destinației. Argumentul care va minimizează acea expresie matematică va fi soluția la problema noastră. Adică, de exemplu, dacă am un sistem de două variabile,
101110 răspunde la problema satisfiabilității, de exemplu, nu știu, A sau B sau C și B sau B sau C sau D. Unde A, B, C, D sunt acei tipuri pe care i-am pus mai multe. Evident, problema asta e în soluție, dar cum mai multe soluții este asta? Vedeți cum dintre tipuri din eu am fost. Deci ceea ce mă interesează pe mine este să minimizez această funcție matematică. Asta. Și dacă am ajuns la minimul ei, înseamnă că am găsit răspunsul la problemă. Și acum, hai să construim funcția asta matematică. Hai să considerăm o clauză mare. Unde i, c, j, g și k sunt niște indici dintre toate variabile pe care le-am eu la aceste probleme. Pentru o clauză oarecare, o să scriu eu funcția asta matematică, foarte simplu. Dacă combinația z, i, z, j, g, z, k, q satisface clauza mea, clauza q, atunci funcția matematică se face z, adică min. Funcția e mai mare să facă 1, adică maxim, dar combinația mea nu satisface toată. Pentru toată problema, sau pentru toată colecția de clauze, expresia mea mai mare totală va fi o sumă de astfel de HQ, m-am mutat aici. Are sens? Deci, scopul meu este să satisfac toate clauzele. Când pot să satisfac toate clauzele? Când fiecare astfel de HQ este 0. Și mi este mai ușor să determin z, y, z, j, q, z, k, astfel încât să minimizez această funcție matematică. Dar deci, după cum am zis mai devreme, funcția obiectivă pentru toată problema o să fie sumă de h pentru fiecare clauză mare. După cum am zis, vreau să minimizăm asta. Dacă am ajuns la 0, înseamnă că toate h-urile mici sunt 0, și astfel am satisfăcut fiecare clauză mare pentru totul. Și acum hai să facem niște abuz de notație. Abuz de notație înseamnă că dacă fiecare variabilă z, i are un cubic notat cu un vector f, atunci să fac un fel de presupunere de notație. Toată starea sistemului va fi un produs tensorial cu toate dintre toți vectori f asociați fiecare variabilă z. Și o să-i notez așa. Z este vector final. Da? Deci, aplicat operatorul Hamilton asupra acestui vector complet, o să fie sumă de amplitudine mici aplicat fiecărui vector. Sau rotație mică. H mare, Q înseamnă expresie matematică asociată fiecărei clauze de mare. Și după cum am zis, valoarea acestui Hamiltonian dacă a cărei expresie este asta, după cum știm, este 0. Dacă și mai dacă fiecare HQ este 0. Dacă fiecare HQ mic este 0. Ce am zis că înseamnă fiecare HQ 0? Înseamnă că combinația z, y, z, j, z, g, z, satisface clauza C, fiecare clauză mare. Asta înseamnă că acest vector satisface toate clauzele. Toate propozițiile din problema asta. Da? Deci, problema noastră, să ne retragem de la, nu știu, forma matematică, și să vedem ce am obținut. Am obținut o problemă din computer science, de logică, redusă la minimizarea expresiei matematice. Asta este munca noastră ca programator. Să reducem o problemă de calcul la o expresie matematică, pe care să o pasăm mai multe, sau calculatorul nostru de apartament. Și el ne va scoate soluția la problemă. Astfel încât să satisfacă proprietatea asta. Deci eu ce trebuie să fac la sfârșit? Este să mă uit la acest vector z și voi ieși sigur că satisface
Da, pe vectorul ăsta Z, este tot sistemul nostru. Tot sistemul nostru de Cubism. Dar deci, practic, eu n-am făcut altceva decât să, să zic. Uitați-vă aici. Nu, mi-a făcut că ce nu se poate face. Deci, la știu, da, poți să dai faptul că nu știu că o paranteză mai aici. Da. Pentru că, în fond, aș pierde o expresie mai mare. Da. Și acum. Trebuie să ne asigurăm de starea inițială a sistemului. Starea inițială a sistemului trebuie să fie o stare superpozată, pentru că dacă știu deja starea inițială, ne-am stricat cu calul. Dacă știu în ce, în ce bază, sau mă rog, în ce item se exeapă deja sistemul a început, atunci mi-am stricat cu calul, pentru că nu voi mai avea nicio informație la sfârșit. Pentru că știu deja starea sistemului. Atunci, trebuie să pregătesc sistemul într-o stare superpozată. Și atunci, dacă eu notez vectorii mei up and down, adică cu 1 și 0 funcții, am zis că așa sunt proiectați la axii Z. Dacă mi-i pregătesc eu dau cu axii X. Adică așa. Uitați-vă ce e aici. 1 radical din 2 A plus 1 radical din 2 down este o stare de superpoziție, care are jumătate șanse să fie A cu jumătate șanse să fie down. Asta se numește, nu se numește, asta este vectorul, sau mă rog, e ca și când ar fi spin orientat în unul axei X și o să numim R, de la right. Vectorul left o să fie, cu radicalul dintre